Fii foarte atent când te găsești în biserică, a spus cu viosul să nu vorbești cu cineva și când cânți, nu te strădui să înalți glas frumos din slavă deșartă spre plăcerea oamenilor. Oare este mare păcat acest lucru? Trebuie să știi, fiule, că deasupra oamenilor în biserică se află mulțime de îngeri care cântă împreună în chip nevăzut. Când vreun credincios începe să glumească sau să vorbească cu alții despre cele trupești, îngerii care îl văd lasă cântarea și se întristează amar pentru starea lui zicând O, oh, în ce grea a căzut sufletul acestui om! Cu câtă nesimțire stă el în biserică fără frică de Dumnezeu și fără rușine! Dumnezeu i-a făcut urechile ca să le umple de rugăciune smerită și evlavioasă, iar el le umple de râs și de bârfeală. Aceste cuvinte m-au umplut de spaimă și de atunci intru în biserică cu mai multă evlavie. Nu-mi aduc aminte de cele ce mi-a spus cu viosul, iar dacă vreodată uit și spun vreun cuvânt, mă gândesc cu teamă și mă rușinez de îngerii lui Dumnezeu.